Dragi prieteni, Filmul sau Viața, o nouă ediție la care au venit ca să facem împreună rating ca de fiecare dată. Cecilia Caragea, specialist în PR și comunicare. Bine ai venit, Cecilia. Maestru Alexandru Jula, care n-a venit cu mâna goală, ne-a adus și câteva CD-uri de ale domniei sale. Dragoste fără frontiere se cheamă unul dintre ele. Al doilea... Cel mai recent. Sper să nu fiu. Al doilea este cam plângăcios. M-ați otrăvit cu apă, strigă deznădăjduit Alexandru Jula. Și al treilea este un fel de best-of, se cheamă Selecțiuni. Bineînțeles, cea mai cunoscută melodie a domniei sale, soția prietenului meu, Enrico Masias, muzica Ciupi Rădulescu, versurile. Ați rămas așa în conștiința publică, nu doar cu o singură melodie, dar când spui Alexandru Jula, spui neapărat soția prietenului meu. Da, o să spun ceva, orice cântăreț are o piesă care se ține de capul lui până moare. Știi că, dacă îți aduci aminte, Dan Dumnezeu să-l odihnească drumurile. Da, da. El dacă se ducea undeva și nu cânta drumurile, era degeaba, știi? Așa și eu cu soția prietenului meu. Nu știu, Mirabela cu fotoliu din Odaie. Și ca să nu terminăm emisiunea înainte de a termina de prezentat invitații, al treilea este maestru Florin Condurățeanu. Jurnalul Național și toate antenele. Care s-a rugat de simpatia, slăbiciunea mea, Vlad Codru. Care nu se lasă. Să-mi spună! Suțul Florin, oricum mai sunt Condurățeanu, vă pupă suflet, dar, Vlade, prezent. Eu nu vreau să plecăm de aici până să nu-i spun din nou maestrului Jula. Fără maestru, că eu nu, mulțumesc și toate. Așa, că mai are un cântec teribil, dă din fund pisipoancu. Mută-ți fundul! Cum e, domne? Mută-ți fundul pisipoancu. E prea agresiv, e agresiv, dar să știi că e foarte real. Da. Da. E real pentru că și domnul Condurățeanu a simțit asta și în vreo două emisiuni, efectiv... Da, domnule, că era o gagică de-asta, tip de-asta iedere care se suie și mănâncă banii și cântecul spunea, te-am prins, te-am developat pisipoancu, da, și sigur. Pleacă. Hai să vedem cum își mută fundul Arnold Schwarzenegger în filmul Commando din 1985. Trebuie să evadeze dintr-un avion, scapă prin trenul de aterizare și apoi ajunge în niște mlaștini. Hai să vedem câteva secvențe cu marele actor austriaco-american Arnold Schwarzenegger. Cecilia a aterizat cu bine, Arnold. Eu, care am mers de câteva sute de ori cu avionul și nu mi-e frică, totuși am o senzație de groază ca să fiu prins de un tren de aterizare. Păi, Schwarzenegger are sânge rece. Și asta crezi să... Cred că s-a făcut cu dublaj, nu? Nu știu dacă, dar personajele pe care le joacă dacă au sânge rece. Dacă ai ști de câte ori Sobi Cehl l-a dublat pe Sergiu Nicolaescu în filme despre care Sergiu Nicolaescu spune că sărea el, comisarul moldovan de la etajul 14. Oricum, acum vorbim de imaginea publică a unui personaj, cum e Schwarzenegger, nu? Facem un prim plan cu Arnold și după aia... ca un om cu sânge rece. Și dacă e să ne gândim puțin și la istoria lui personală, eu cred că are sânge rece. De aceea l-or fi ales și guvernator în California la un moment dat? S-ar putea. Era perceput ca macho man, omul dur? Cred că ceva mai mult de atât. Cred că era perceput și ca un om care știe să gestioneze anumite situații. Lucru care este foarte important. Pentru că și în această secvență foarte scurtă se vede că aștept să aștepte până când să sară. Da? Sari prea repede, prea târziu, ți-ai frânt gâtul. Deci e vorba de sânge rece și de gestionarea unor situații. Bun, hai să comentăm o paralelă pe care am făcut-o, o știre din realitate. Un tânăr orb care de la Viena la Londra a călătorit agățat de trenul de aterizare. Faptul că nu a murit se datorează doar unui singur amănunt. Fiind furtună, avionul a zburat mai jos decât de obicei. Așadar, tânărul respectiv, care
repet, era și nevăzător pe deasupra, a zburat la doar minus 41 de grade și nu o temperatură mai joasă cum ar fi trebuit. Hai să vedem și comentăm după. De trenul de aterizare al unui avion de la Viena la Londra, tânărul este orb, se pare că a intrat în aeroport pe sub un gard și s-a agățat de prima aeronavă întâlnită. Norocul lui a fost că avionul a zburat la o altitudine mai joasă decât cea normală din cauza unei furtuni. Cu toate acestea, a îndurat temperaturi de minus 41 de grade și pe deasupra, la aterizare, a fost arestat de poliție. Țuțu, ce ne facem cu orbul? Doamne, dar asta e chiar tare, eu n-am știut ce, bravo, iar o probă de deșteptăciune, comparația între ăștia, că la un moment dat ai fi să, doamne, dă-o încolo, ce exagerări, acum am putea să ne întrebăm, care e cel mai neînvins, domne, Schwarzenegger, care omora tot ce vedea cu ochii, ori Bruce Willis, dacă nu mă înșel, Filip Gerard în Fanfan la Tulip și ăla omora vreo 300 de spadasini, dar nu-ți vine să crezi că s-a putut întâmpla, cum e de misterioasă lumea asta, unul care săracul e și orb de nu găsea clanța de la intrare să meargă sub avion. Exact. Neavându-n punctul... Dacă nu... Ai fi făcut comparația asta, mie nu mi-a dat. Ai fi zis, hai domne, dă un colo. Pentru sinceritatea emisiunii, mi-a vândut Pontul un prieten vechi al emisiunii noastre, Adrian Mărăcineanu din Ploiești, și am preluat ideea și s-a părut grozavă. Nu, dar spune întotdeauna. No. Dar prefer să fiu genial când sunt, nu când nu sunt. Domne, dar ce chestie? Că eu eram cât pe ce, dar nu-mi venise minte să spun. Următoarea secvență este cum Schwarzenegger zboară pe elicea unui avion. Și nu numai că nu-i retează fundul, elicia îi face vânt de te rog mult să nu dai, dar uite să nu dai idei altor ori, ca să se urce pe elicia după ce s-a urcat pe trenul de aterizare. Da. Ce spuneți, maestre, de chestiunea asta? Ce să spun? Asta deja e realitate. Secvența cu Schwarzenegger era căutată, dar a fost găsită bine, că iată se poate la un moment dat se poate asimila cu realitatea, ceea ce s-a întâmplat acolo. Deși nu-ți vine să crezi. A dat 9 ani, da, în timpul războiului, a doua conflagrație mondială, și s-a întâmplat ceva la fel de spectaculos, dacă nu cumva mai spectaculos decât ce am văzut acolo. Da, nu știu, de multe ori mă gândesc că foarte multe filme își caută subiectul. Și care era subiectul vieții dumneavoastră reale în momentul respectiv? Da, subiectul vieții mele, că întâmplător am fost acolo unde nu trebuia să fiu. Adică? Și, adică pe prima linie a frontului, că asta era. Și se băteau, eu ziceam că se bat nemții și ungurii cu românii. Ei se băteau cu rușii. Și ați stat cât? Într-o pivniță. 5 săptămâni și 3 zile pe prima linie. 5 săptămâni într-o pivniță. Da. Într-o pivniță. Niște copii. Da. Și apropo de... Unde? La Câmpia Turda? La Turda. La Turda. La Turda. Și apropo de faptul că toată lumea spune că nemții nu știu ce, că omorau, că făceau, că erau răi, că nu... Să mă ierte Dumnezeu, n-am simțit în 5 săptămâni, pentru că erau acolo două posturi de mitralieră germane deasupra și noi copiii n-am simțit asta. Nu văzuserăm ciocolată de 4 ani, ciocolată, unt, cacao, nu văzuserăm pâine. Ei, oamenii ăștia ne-au dat de toate. Adică, nemții. Și am trăit niște clipe încât vreau să vă spun că n-ar fi foarte greu să îl ia cineva, adică ceea ce scenariu de film. Ca scenariu de film, a fost absolut extraordinar. Și cum am ajuns în situația, nu-i momentul, nu-i cazul, emisiunea e foarte scurtă, dar vreau să vă spun că subiecte pentru filme se găsesc în realitate. Și acum, reîntorcându-ne la ce s-a întâmplat cu Schwarzenegger și la orbul ăla care a zburat, efectiv, sub aripa unui avion, vedeți că sunt subiecte în realitate fără să fie căutate și inventate. Asta zic. La noi e o tradiție a băutului de bere. După ce ciocnești, iei și o gură. Așa de gest. Abia după aia pui berea pe masă. Așa am văzut la bunicu și tăticu și acum fac și eu la fel. Respect tradiția! Și toată lumea din sat!
acum, era unul pe la noi care n-a ținut la tradiție. Ciocnea și nu bea. Asta până când n-a mai avut cu cine ciocni și nici cu ce. Servus, ținem la adevărata tradiție a băutului de bere. Părul aranjat la coafor arată impecabil și nu e de mirare. Aici folosesc produse profesionale de styling. Nou, Sire Styling, cu formule profesionale. Pentru un plus de volum, un look modern și fixare ultraputernică. Și mai mult îl găsești în magazine, la un preț incredibil. Noul Sires. Styling profesional. Accesibil. Adună-ți familia și prietenii și intră în competiția NutriDay. Cumpără 6 produse NutriDay pe același bon și trimite numărul bonului și data prin SMS la 1733 sau pe www.competitianutriday.ro. Poți câștiga prin trageri la sorți multe premii, poate chiar marele premiu, o Dacia Duster. Participă și tu! Pentru dureri musculare și reumatice ai nevoie de Ketonal Gel. Are doza necesară dintr-o substanță activă puternică și eficientă ce acționează la locul dureros. Ketonal Gel. Putere și încredere. Ce mai face familia Petrescu? Vrei fotbal? Atunci ocupă-te de astea. Ai grijă, apa e rece. Să spăli toată grăsimea asta în apă rece? Nicio problemă! Cu noua formulă până la de 2 ori mai densă, Fairy rămâne mai mult timp pe buretele de vase, ca să poți îndepărta grăsimea cu ușurință chiar și în apă rece. Văd că ai terminat deja. Mai ai și altceva de spălat în apă rece? Dacă insiști. Noul Fairy face minuni împotriva grăsimii chiar și în apă rece. E atât de ușor să-i spui te iubesc cu I Love Milka. Descoperă acum cel mai simplu mod de a spune mulțumesc cu noua Milka Thank You. E atât de ușor să spui ce simți cu Milka. Cred că îmi trebuie un Danonino. Mămici, știți că nu doar calciul, dar și vitamina D sunt necesare pentru dezvoltarea normală a oaselor copiilor noștri. Sunt mai puternic decât dinozaurul! Copilul tău descoperă lumea cu magneții și jucăriile de la Danonino. Caută pachetele promoționale. Danonino. Voinic de mic. Ninonino, Danonino! Este vârsta mea, dar nu am riduri care să o arate. Este vârsta mea, dar nu am riduri care să o arate. Nivea Q10 Plus folosește secretul pielitale cu enzima Q10 pentru a reduce ridurile. Protecția UVA avansată ajută la prevenirea ridurilor provocate de soare. Nivea Q10 Plus. Pur și simplu un ten frumos. Gust nemai întâlnit. Noua Fanta World fructe neîmblânzite în ediție limitată. Ține minte, sângerările gingivale pot fi primul semn al îmbolnăvirii gingiilor, care ar putea face diferența între aceasta și aceasta. Cu 70% ingrediente active, Parodontax ajută la oprirea sângerărilor gingivale. Parodontax, numărul 1 în România pentru îngrijirea gingiilor. Apă de gură Parodontax îndepărtează de până la 3,5 ori mai multă placă bacteriană decât doar prin periaj. Diareea apare întotdeauna într-un moment nepotrivit. O doză de 2 capsule de Lopedium te poate ajuta să scapi de diareea acută și să-ți continui liniștit ziua. Lopedium te scapă de diaree. Safex Urban vă învăluie în aroma unui parfum fin, seducător, oferindu-vă în același timp haine deosebit de curate. Noul Safex Urban Extra Parfum. Parfum sub formă de pudră. Chiar dacă n-ai ajuns încă acasă, nu înseamnă că mai ești la birou. Hai acasă de adevăratelea. Gustul de iaurt Nuva din lapte proaspăt și hrănitor e gustul de bine de acasă. Iar acum iaurtul Nuva de 150 de grame costă doar un leu. Nou de la Tough Lux, Power and Touch. Prima linie de styling de la Schwarzkopf pentru super rezistență și păr incredibil de plăcut la atingere. Noul Tough Lux Power and Touch de la Schwarzkopf. 4-4-2, o să vezi. 4-4-2, zici? Da. Să rămână, doamna Chiu. Cristi este acasă? Da, lobby, dar nu vrea să iasă. Lăsați-mă pe mine, vă rog frumos.
Capitane, vrei să stai toată luna în casă? Să rămână acolo. Vezi, capitane, îmi stăteai singur în casă. Trăim fotbalul împreună. Prietenii știu de ce. Ia doi pași înainte. Pui înapoi. Ce este cu manelare? Zici tu cu manelare? Are fani, dar și dușmani. Aveți grijă să țineți cu mine de asta? Are umor și plac provocările muzicale. Măicuță, când m-ai făcut? Băi, tată, eu vreau să mă fac cosmonaut. Petreci o sâmbătă de spectacol cu Jean de la Craiova. Între toate materiile, mi-a plăcut cel mai mult recreația. La conferința de presă cu Diana Munteanu Niculescu la Antena 2. Vă pupă, Jean, pe toți. Numai fete și băieți jos bătălia. Să înceapă, să înceapă nebunia. Biletele, bagajele, vedetele. Bă, că m-au trimis la poarta 69 și știi ce mi se poate întâmpla? Totul e pregătit. Aeronava confidențial decolează duminică seara. Doamne, de când mi-am dorit să dau peste un pilot? Pilotul Cristi Brancu și copilotul Oana Turcu anunță îmbarcarea pentru o seară de show. Trebuie să folosiți parașuta. Se pune pe dumneavoastră și se desface. Confidențial, duminică, la Antena 2. Bine-ți fac un ceai și ca să-ți fie cald, luăm un tramvai. Bun, nu am inventat noi nici subiectul următor, pe care vom vedea și vom comenta în sincron, este un trend din România zilelor noastre. Un trend care nu circulă nici pe bază de cărbuni, nici pe bază de altă formă de energie, ci el circulă pe bază de împingere din partea călătorilor lui. Pe care îi vedeți deja în aceste imagini, cum se străduiesc. Imaginile sunt filmate de un amator și au fost transmise apoi observatorului Antenei 1. Cum se străduiesc cei care bănuiesc că măcar unii dintre ei au și plătit bilete, da? Să împingă trenul, pentru că altfel nu pornești. Bun. Suntem obișnuiți să împingem la o Dacie. Suntem obișnuiți să împingem la o Dacie care are și remorcă, da? Și care pornește mai greu. Dar cum este, Cecilia, să împingi un tren întreg? Ai văzut vreodată așa ceva? Sau ceva similar? Să împingi un tren întreg nu am văzut, dar am văzut alte situații de acest gen, situații asemănătoare și dată fiind infrastructura căii ferate din România, nici nu este de mirare. Cred că toți am văzut lucruri de genul acesta. Bun, dar ce ai văzut? Țin minte că eram studentă în Timișoara și când mergeam acasă cu trenul, trenul trebuia să treacă un pod de cale ferată peste Mureș înspre Arad. Trecea trenul foarte încet, podul scârțâia, toți călătorii erau la geam, le era frică ca nu cumva să se dărâme podul. Dar atunci nu era protecția consumatorului. Circula... Să reclam la un număr verde și să vină repede inspectorii ca să ia șpaga, nu ca să rezolve situația. Da. Circula zvonul că era un pod construit de austrieci, de o companie așa austriacă, în urmă cu 100 de ani. Oricum se vedea că era foarte care era fake. Soluția tehnică și, pentru a se trece pe pod? La un moment dat se pare că s-a primit o înștiințare, au trecut 100 de ani, podul nu mai e în garanție. Ai noștri inventivi. Ai noștri inventivi dădeau călătorii jos din tren. Înainte de pod. Înainte de pod ne aștepta un autobuz, treceam cu autobusul pe un alt pod de mașini și urcam în tren după ce trenul trecea podul sau într-un după ce trecea tren. Fără călători. Da. Sau câteodată în alt tren care ne aștepta după pod. Da, foarte interesant. E specific pentru țara noastră. Și asta a fost la finalul anilor 90.
Bun, deci în plină deci democrație. Deci 97, 98, 99, oh, ce eram deja în Consiliul cam? Europei, voiam să intrăm și în Uniunea Europeană. Da, maestre, vreau să, da, vreau să vă spun, secvența cu împinsul trenului, da? Vă demonstrez acum că e adevărată. Eu am venit la această emisiune de la Constanța. Așa. Azi noapte. Da. Vagonul în care eram eu a luat foc. Oh. Și credeți-vă că nu glumesc. Nu știu ce am făcut băieții, dar ce era mai interesant, că fetele alea care găuresc biletele, alea dădeau disperate telefon mecanicului de locomotivă care nu răspundea. Că mecanicul își uitase mobilele într-un compartiment undeva. Da, ce tare. Și l-a anunțat cineva, se pare, de la o stație, vezi mă că ți-a luat trenul foc și tu mergi cu... Și am văzut un atac de panică, un domn săracu s-a speriat că nu știu să pățească fiica sa. Deci povestea aia cu împinsul trenului. Se poate, e un mare adevăr întâmplat azi noapte. Suțu, astea par așa niște glumițe, le face, da, râde. Glumițe, glumițe. Am văzut tot așa împins pe trenul, dar am de o șină de aia care românii au haznic, dar nu împingeau trenul, ci o mamaie de vreo 130 de kilograme care nu putea să urce pe treptele alea. Și împingeau aia la un fund uriaș, nu se mai vedea nimic. Dar apropo de treaba asta, apropo de treaba asta și de film, splendidă a fost scena aia, cred că Marele Război, în care Vittorio Gassman și Alberto Sordi, doi puturoși, niște șmecheri și niște leneși, care trăseseră chiulul și la încorporare la armată și la muncă și la asta și la un moment dat mergeau pe platforma deschisă a unui camion și au trecut ei cei doi puturoși acolo pe italien de aia mascalzoni, au trecut pe lângă o grupă de muncitori care munceau la șosea. Și când au trecut de ei, din camion, au spus laboratore! Și au început să le facă așa, moment în care s-a stricat camionul. Și ăia cu târnăcoapele după ei, că s-a stricat omul atunci. Domnule, apropo de treaba asta cu românul care se descurcă, dar asta chiar e tare, să împingi trenul. Eram, dar au fost obligați, probabil. A venit capul de tren și zice, domnule, toată lumea a ajuns din vagoane. Da, de apropo de soluția șmecheroaică a românilor în orice, eram cu o grupă de ziariști la un meci de fotbal, nu știu cine, Rapid, cu Eintracht, nu știu ce, și totdeauna sărăcia te făcea ca după meci care se termina în nocturnă la 11 noaptea, toți ziariștii și toată delegația să fugă repede la aeroport, să mai prindă un culoar, să nu mai plătească la hotel o noapte. Da, da. Germania aia care e măsurată la milimetru și unsă, ne-am suit ziariștii într-o splendoare de autocar să ne ducă repede la aeroport. Nu-i firar al naibii să fie, ușa aia a autocarului nu călca perfect, nu se pupa perfect și lăsa o bucățică mică neînchisă. Dom'le, nu pleca șoferul de acolo, că nu era lipită etaj. Nu, a dat telefon la garaj, spune ce, dom'le, o să trimitem un alt autocar, dar trebuie să aducem de acasă șoferul. Dom'le, pleacă avionul, cum să aducă din alt cartier șoferul? Vreo doi ziariști români să rugau de șofer, hai domne să împingem nițe, nu se poate, totul e. Până când în vorbire un ziarist român s-a dus și când a tras un călcâi în ușe, după tehnologia ATB-ului, știți cum s-a lipit ușa etan și a plecat autobuzul până n-a dat la un călcâi în ușe? Ce șublere, ce reglare! Bun, aici a fost alt principiu, Cecilia. Jos călătorii din vagoane, treceți la muncă forțată. Eu știu că e și infracțiunea asta. Nu știu dacă chiar i-au pus la muncă forțată pe călători, dar oricum, decât să stai să aștepți alte soluții, e preferabil să împingi trenul. Prefer să împingi ca să ajungi mai repede la destinație, nu? Și măcar ai o șansă, nu? Adică una dintr-un miliard ca acel tren să și pornească. Da, normal, faci și tu ceva. Păi dacă vom calcula forța necesară ca să pornească un tren, nu? Nu, noi românii nu suntem cu
calculele. Sau ei s-au gândit, a, suntem 100, deci vom împinge tronul. Da, credeți că a stat cineva să facă vreun calcul acolo? Nu, în niciun caz. Noi avem un alt stil de a fi, un alt mod de a fi. Nu suntem nenți, nu calculăm exact ce se poate întâmpla și ce avem de făcut. Bun, hai să vedem în Mexic ce face populația activă de acolo. Ei bine, mexicanii fac nudism pe biciclete. Zeci de bicicliști au defilat goi prin Mexico City. Ei spun că astfel șoferii vor observa mai ușor în trafic, iar pe viitor numărul accidentelor va scădea. Dar parada fără haine a mai avut un scop, cel ecologic. Participanții ar vrea să circule mai mult pe biciclete pentru ca orașul să fie mai puțin poluat. Da, făceau nudism pe biciclete. Păi da, eu sunt complet împotriva comentariului, domne, că ce să împuținează accidentele. Așa. Să mulțesc toți aia de la volan și să mă uite, să uite la fundul uneia pe bicicletă. Să ciocnesc mașinile, calcă pietonii. Cum să te uiți la un fund, te duci reperul ăla, GSP-ul ăla, da. E fundul ăla, te dirigează. Da, da, da. Auzi, Vlad, da. Stai să spun o problemă legată tot de... Tot cu nudiști? Nu, de viață și film. Dom'le, eu am văzut întâmplător într-o seară la televizor ceva, un film, care pe mine m-a îngrozit. Și nu sunt așa ușor impresionat. Apropo de viața care poate înfrumuseța, filmul care poate împinge și spre puțin romantism viața sau îl poate împinge spre cele mai sorbide chestii ale... Tu mi-am văzut, uite, nu mai țin minte cum îi zicea filmul. Era un film în care era o licitație mondială de desene animate și de jocuri pe calculator. Și a venit echipa de conducere a unei mari firme. Zic câteva cuvinte cum era filmul. Cum a ajuns în hotel echipa de manageri, imediat i-au dat banii ăluia cu bagaje, du-te și cumpără-ne niște iarbă. Ăștia erau directori. Iar apoi licitația de filme animate, de desene animate, da, și de jocuri pe calculator, era o teribilă întrecere care e mai violent și mai sexual filmul, încât a câștigat un film în care erau violate cu obiecte, inclusiv cu microfonul și cu camera de vedere, o fetiță de 13 ani. Aia a fost declarată pelicula aia câștigătoare la jocuri pe calculator pentru copii și la desene animate. Păi ce poate să mai însemne influența cât de cât, nu știu, cu un puțin roză a filmului când vezi așa ceva într-un film? Eu cred că asta măcelărește viața, filmul ăsta. Eu am rămas îngrozit. Managerii care primul lucru s-aruncau să își bage iarbă în ei și câștigau licitațiile, filmele cele mai scabroase. E îngrozitor treaba asta, după părerea mea. Da, din păcate e o spirală a violenței în cinematografia actuală. Se iau la întrecere. Care să facă filme din ce în ce mai sângeroase? Care să bată noi recorduri de audiență, exhibând tot ce e mai subuman în noi? Acum eu spun ție, care tu ești atât de priceput și în chestia cu filmul și maestrului Jura și domnișoarei. Dom'le, eu sunt un caragios, fiind un mare iubitor de filme de dragoste rusești. Dom'le, în filmele de dragoste rusești, dom'le, dacă și dragoste... Nu înțeleg de ce. Pentru că mulți pot să spună, hai bă, te încolo. Eu care nu mă dau un vânt după rușii ăștia, că... Dom'le, dar filmele alea de dragoste rusești, vezi cazul gare pentru... Cultivă dragostea atât de frumoasă, eu nu pot să înghit filmele alea în care măria sa bărbatul să duce în bar, face odată așa, îi vin toate băuturile și când mai faci odată așa, încerc să zboare sutienele și chiloții de pe toate femeile din bar care năvălesc pe el să îi folosească hormonii. Ăla se cheamă mascul alfa, se cheamă, să știi. Se cheamă mascul alfa.
Da, domnule, Marcul. Ăla în jurul căruia se adună tot grupul feminin, da, masculin, masculul conducător. Ăla e conducător, ăla vorbește, face, gesticulează, da. Ei, eu, sau chestia aia că e chimie în orice. Eu nu pot să înghit asta, că și iubirea e o atracție între hidrocarburi. Păi ia cu el când se plimbă frumos pe cântecele maestrului Jula, pe malul Dunării. Dar nu, e vorba că hidrocarbura lui se potrivește cu a ei? No. Sau când el îi dă două palme lui nevastă, s-a stricat o legătură carbon-hidrogen? Dă-o, domne, încolo. Asta dacă chimia care ne-a halit tot destinul. Că îmbrăcăm chimie, respirăm chimie, bem chimie, mâncăm chimie, ne tratăm tot cu chimie, na că și amorul e tot cu hidrocarbon. Da, da, da. Bineînțeles. Nu pot, domnule. Ce spuneți, maestre? S-a cam stricat lumea. Păi s-a stricat, spunea domnul Condurățeanu, de cei care au agreat secvența aia cu copiii, cu amorul, nu? Da, domnule. Da. Păi da, ce de la noi nu s-a întâmplat, povestea de la Hârșova, când dormedea ai pusiseră pe copiii aia să facă sex în fața lui Șoia, aveam, nu știu, 5-6 ani, 7 bun, ani. Dar eu... Dar știți că în Polonia, atenție un pic, în Polonia, pedofilii și violatorii sunt castrați chimic. A trecut legea prin parlamentul de acolo. Dom'le, dar, într-adevăr, eu cred că e convulsionată toată planeta, toată omenirea. Că eu, că să mai pup pe aia în clasă, dar eu am citit cum la un liceu din Statele Unite, el... elevul cu colega de bancă, eleva, au făcut amor în timpul orei de matematică, trecând pe toate fazele, preludiu, pupături, orgasme și astea, toți elevii s-au uitat, dar s-a uitat și profesorul. Asta am citit eu în agențiile de știri americane. La ora de matematică. La ora de matematică. S-a dus dracu cu alfa și cu X-urile, da, și cu Y-urile. Și cu aia, și au făcut tot tacâmul de amor în clasă, bine că nu erau ovații sau încurajări ca la peluză, la fotbal. În apropo de da, emisiunea noastră, Filmul sau Viața, ia gătă că viața bate filmul. De multe ori, da. Păi, da, sigur, s-a demonstrat acum foarte clar. Cecilia, e vinovată televiziunea și pentru lucrurile astea? Cred că există o relație bijectivă, ca să zic așa. Adică lucrurile se influențează reciproc. Și filmul influențează viața și filmul se inspiră din viață și așa mai departe. Și violența din filme sau din desene animate este reprodusă de telespectatori, de spectatori, de unii dintre ei. Filmele, scenariștii, regizorii împing limitele violenței și mai departe și tot așa. Este într-adevăr un proces, o spirală a violenței, după cum ați spus. Și într-adevăr ar trebui să ne punem în mod serios problema încotro se îndreaptă lumea asta și care mai sunt valorile, morala și așa mai departe. Vorbeați de filmul Gară pentru doi. Cred că vorbim totuși un pic de alte lucruri. Adică sexul din filmele americane și dragostea din filmele rusești. Sunt până la urmă lucruri diferite, dragoste și sex, nu? Da, domnule, dar era acolo, și... era acolo atâta puritate, păi dacă nici dragostea n-are și ceva danteluță, nu știu, Cecilia, păsărele... Dar de ce nu încercăm noi să explicăm diferența asta pe care o vedem între dragoste și sex celor din cluburile din Floreasca? Crezi că ar înțelege că e vreo diferență între dragoste și sex? E cam târziu. Foarte mulți oameni nu mai știu ce înseamnă dragostea. Știu ce înseamnă sex, să facă sex și așa mai departe. Și cei ce mai e de chimie. Că dragostea e considerată ceva de suet, da, de glaciațiunea, nu știu care, că totul e șo pe ea. Nu se poate. Dar eu, apropo de problema pe care ai spus-o, Doamne ferește să dorim ca televiziunea să fie un club de maici, să propună numai apă pe zmeți uscat și să miroși coada șoricelului și să rogi. Nu, domne, că așa îi faci pe unii să te înjure de mamă. Dar eu cred că prezentarea și a unor lucruri frumoase, diafane, care, nu știu, dau fior, să nu fie numai pumni în gură și să sară borșul, să cum zic golanii așa, dar să prezint și de-alea, că nu se poate, cât de brut ai fi,
Dacă vezi o dragoste frumoasă și puțin amărui, că dragostea lasă și puțin amărui, iar viața propune și realizează soluții triste de multe ori. Destinul nu e harapalb, oia de braț pe Cosânzeana. E și cu final amar de multe ori în viață. De fapt, filmele rusești și alea franțuzești cam propun despărțiri, nepotriviri, că se întâmplă în viață, nu? Da, se întâmplă, totul e să înțelegi ce ai de înțeles din lucrurile respective, pentru că viața îți dă niște lecții și prin aceste întâlniri, prin aceste relații, mă gândesc. Și înțelegând ce ai de înțeles tu ca persoană ca să evoluezi până la urmă. Hai să rulăm pe ecran niște imagini pe care să le și comentăm. Cu o persoană înaintată în vârstă, a prins suta, care și-a trăit viața din plin și ce s-a gândit ea? Hai să se ducă la niște jocuri de acestea mondiale, la o competiție internațională a veteranilor. Bun, o vedem pe această băbucă simpatică, cum își împinge ea singură, neajutată de nimeni, acel cărucior unde are tot felul de harnașamente, probabil echipamente speciale. Împinge, 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 împinge. Bun, ce face ea la 100 de ani? Ei bine, e campioană la ping-pong. Bun, Cecilia, persoane în vârstă, da? Ne-am așteptat ca să stea acasă, să bolească acolo, semi-paralizate, să fie o armată de oameni în jurul lor care să-i ajute. Și o vedem că râde, simpatică, stă pe picioarele ei și dă-i la minge. E de aplaudat. Da. E. Da, este de aplaudat. Și aici primul meu comentariu ar fi tot referitor la lumea în care trăim. Lumea în care am ajuns să valorizăm doar tinerețea, doar frumusețea, doar un anumit gen de frumusețe, un anumit gen de tinerețe. Ia ca vitalitate și frumusețe și interioară. Persoanele mature și persoanele mai în vârstă nu știm chiar cum ar fi cel mai bine să ne raportăm la ele. Este vorba tot de societatea în care trăim și de cum am ajuns noi să fim din acest punct de vedere. Dacă stau să-mi amintesc de Grecia Antică, de exemplu, sau de alte culturi sau de alte mentalități care până la urmă au stat și stau ca baza culturii europene, a culturii occidentale până la urmă. Persoanele mature, persoanele în vârstă erau respectate și erau apreciate. Eroii greci erau eroi maturi, erau apreciați cei cu cicatrici, cei care au avut experiențe de luptă, experiențe de viață. Dacă e să ne gândim la cum recomanda Platon să fie traseul unui individ în societatea unui cetățean, trebuia să-i respecte pe cei mai în vârstă care aveau și erau reprezentanții anumitor valori sociale. Trebuiau să urmeze anumiți pași, să se ocupe de exerciții fizice în tinerețe, de matematică, de treburile să-și facă o familie, să se ocupe de treburile cetății. Doar după 35 de ani puteai să vorbești în democrația ateniană și să ai cuvântul. Bun, în democrația ateniană. Și dacă ateniană. Ajungi la 100 de ani în România zilelor noastre, ce face un tânăr cu tine pe stradă? Păi tocmai asta e problema. Îți ia sau nu poșeta din mers? Da, nu. Aici e de comentat cu atât mai mult cu cât eu am o părere. Una dintre cele mai complicate lucruri ale omenirii e vârsta. Tinerețea e o treabă de mare complexitate. Eu vă dau un simplu exemplu de o persoană, de o tinerețe cuceritoare, uriașa actriță Silvia Dumitrescu Timică, da, da. Cea mai longevivă beliganie de la bărbați, care joacă la 92 de ani și face regie. Da, da. Ea a fost mai mult pe scenă până la 88 de ani decât Madame Boulandra, 86. Și eu la 92 de ani am făcut un interviu cu superba și sclipitoarea și simpatica Silvia Dumitrescu Timică, care la 92 de ani știa rolurile și cât e de curbată virgula și așa s-a încheiat interviul. Eu i-am gătit bărbatului meu, teribilul actor Gheorghe Timică, era un mâncău, și i-am gătit
atâția iepuri la tavă, încât când o-i muri, precis când ajung la ușe, moșul ăla, spunea ea, moșul ăla, Sfântul Petru, îmi spune: băi, tu ești aia cu iepuri la tavă, ia treci la cantina Raiului. Păi asta era o femeie bătrână sau era o splendoare? Că dacă tânără aia care frumoasă prin caroseria, cum sunt puțin golat, dar nu se poate să mizez numai pe caroserie, că e foarte frumoasă caroseria ta, fatu, că această caroserie e prima atacată de vreme. Și dacă te fălești doar cu caroseria asta, intri în programul Rabla în 4 ani. Corect. Că vine una cu o caroserie de 20 de ani. Bun, hai să vorbim de altă generație și să vedem cum se prezintă la un interviu de ăsta modern niște candidați cu mult tupeu. Thanks for coming in today. Your resume is very impressive. I see you're fluent in 12 languages. What are those? Okay. Oh, I really can't accept this. I'm sorry, but usually we like resumes to actually be true. That's not appropriate. Have you ever been convicted of a crime? No. I'm not a cop. I have to ask that. Sir, no jumping in the chair. Is yours? I'd really rather not talk about my boyfriend. Yes, you do have to know how to spell to work here. Try again next year, maybe. Thanks. We'll call you. La coafor arată impecabil și nu e de mirare. Aici folosesc produse profesionale de styling. Nou, Saia Styling, cu formule profesionale pentru un plus de volum, un look modern și fixare ultraputernică. Și mai mult îl găsești în magazine, la un preț incredibil. Noul Saia, styling profesional, accesibil. Legenda spune că dacă te prinde răsăritul după eșeală, e scris că trebuie să pleci la mare. Dar fix în momentul ăla. Ia să trezesc pe Cristina, să ne ia cu mașina. Ia uite că a ieșit și rima. Haos! Mare Eșeală vine la mare cu săptămâni întregi de distracție. Combină-te la cartelă, intră în competiție pe mareeșeală.ro și convinge-ți prietenii să te voteze. Poți câștiga o săptămână de haos maxim la mare cu toți prietenii tăi într-o super vilă din Costinești. Vodafone. La noi e o tradiție a băutului de bere. După ce ciocnești, iei și o gură. Așa de gest. Abia după aia pui berea pe masă. Așa am văzut la bunicu și tăticu și acum fac și eu la fel. Respect tradiția. Și toată lumea din sat. Acum, era unul pe la noi care n-a ținut la tradiție. Ciocnea și nu bea. Asta până când n-a mai avut cu cine ciocni și nici cu ce. Servus, ținem la adevărata tradiție a băutului de bere. Ia uite, Cristina, ai câștigat. Ce? Un eu. Fiecare reîncărcare e câștigătoare. Poți câștiga zilnic un smartphone cu 1000 de minute în rețea plus alte premii surpriză. Intră în cea mai tare rețea. Merită Vodafone. Micoza piciorului te poate face să te simți incomod, pentru că pielea te mănâncă și te ustură. Distrugând ciupercă, la Misil Crema tratează rapid și eficient micoza piciorului. Tratează micoza pentru a te bucura de sănătatea picioarelor tale. La Misil. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Când sunt fericită, zâmbesc cu tot corpul. Ador loțiunea de corp Nivea Happy Time. Laptele de bambus îmi lasă pielea fină ca mătasea. Parfumul florilor de portocal se poartă în al nouălea cer, Nivea Happy Time. Acum și sub brațul meu va zâmbi. Prospețime și protecție cu noul deodorant Nivea Happy Time. Atât de pufoasă. Almete. Atât de proaspătă. Almete. Atât de delicioasă. Almete. Atât de la îndemână. Savurează Almete cu 10% reducere.
Dintre pacienții cu dinți sensibili, 50% nu fac nimic în vederea ameliorării durerii. Pacienților mei le recomand Senzodyne Rapid. Este o soluție simplă și rapidă. Orice pacient se poate convinge printr-un test simplu. Aplică o cantitate mică de pastă de dinți la nivelul dintelui sensibil, lăsând ușor. După 60 de secunde, durerea nu apare dacă pacientul, spre exemplu, bea un pahar cu apă rece. Senzodyne Rapid trebuie folosită ca orice pastă de dinți obișnuită în periaj de 2 ori pe zi. Ce culoare lumoasă plină de reflexii strălucitoare! Și a mea? Încearcă noua paletă Color & Gloss delicată fără amoniac. Formula cu aromă fructată și ulei din nucă de macadamia oferă o culoare strălucitoare. Noua mea culoare glossy fără amoniac. Noul palete Color & Gloss. Schwarzkopf. Îngrijire profesională a părului pentru tine. Mindeu îți încântă simțurile. O hârtie igienică nouă, cu note subtile inspirate din cele mai fine parfumuri. Trei straturi ce îmbină armonios aromele fine și catifelarea. Milde, puțin spus, perfectă. Durere, mâncărimi, arsuri din cauza hemoroizilor? Proctoglivenol calmează rapid durerea și reduce inflamația. Cu Proctoglivenol acționezi cu siguranță împotriva hemoroizilor. Safex Urban vă învăluie în aroma unui parfum fin, seducător, oferindu-vă în același timp haine deosebit de curate. Noul Safex Urban Extra Parfum. Parfum sub formă de pudră. Odinioară nu aș fi stat o clipă locului. Ce pauză de gustare! Care somn de amiază! Acum aș da orice pentru un prilej de răgaz. O sana cu miere și alune de pădure. Napolact, ca odinioară. Nou, de la Tough Lux, Power & Touch. Prima linie de styling de la Schwarzkopf pentru super rezistență și păr incredibil de plăcut la atingere. Noul Tough Lux Power & Touch. De la Schwarzkopf. Diareea apare întotdeauna într-un moment nepotrivit. O doză de 2 capsule de Lopedium te poate ajuta să scapi de diareea acută și să-ți continui liniștit ziua. Lopedium te scapă de diaree. Nu e totul să iei calciu, trebuie să-l și reții în organism. Vara e cel mai bine. Soarele favorizează formarea de vitamină D, care fixează calciul în oase. Calciul din iaurt se absorbe mai bine în organism și... Ai soare? Ai Nuva? Crești obligatoriu. Nuva. Păstrează gustul dragostei. Trebuie să-ți ascunzi picioarele din cauza firelor scurte de păr? Nu mai este cazul. Încearcă Brown Silk Epil cu tehnologia Close Contact. Pensetele acționează atât de aproape de piele, încât înlătură cu blândețe și firele de păr mici cât un fir de nisip. Diferența piele catifelată pe care te poți bucura săptămâni în șir cu Silk Epil, numai de la Brown. Împotriva tenului tern, marca de oboseală și linii fine, Vichy inventează Aqualia Antiox, îngrijirea protinerețe cu polifenol de citrice. Acționează în interiorul celulelor. Luminozitate imediată, ten proaspăt, linii fine netezite, eficacitate demonstrată clinic. Nou, Aqualia Antiox. Vichy, sănătatea e frumoasă. Duminica după amiază o petreci cu vedetele. Două super femei. Monica Tatoiu. Parcologist de viață. Ia Lungu. Viața fiecărei femei bate film. Marcel Pavel. Tânăr absolvent de conservator. Ai o carte captivantă. Patru dimensiuni ale spațiului feminin. O poveste de succes din America și o voce de excepție. Pentru tine ce gust are succesul? Mai dulce decât mierea. Pentru o după amiază în stil Rebecca. De ce este așa de frumoasă? Duminică la Antena 2. În fiecare duminică dimineață la ora 10 vrem să vă arătăm cum se prinde pește. Să localizăm frumusețe ale României, locuri de vacanță și relaxare. Să vă învățăm ce înseamnă eficiența și cum să vă îmbunătățiți permanent recordurile personale. Mincinoșii. Pește mare. Și mult. Da, am văzut pe unii care erau violenți, pe unii care erau lipsiți de politețe, pe unii care erau total în afara subiectului, nu aveau un CV impresionant. Cam ăștia-s candidații și din lumea noastră, nu numai din lumea animalelor, maestru Alexandru Jura. Da, eu referindu-mă la meseria noastră, la artiști, aș zice așa,
nu prea am putut citi ce comentariile de acolo, dar zice așa, ferească Dumnezeu de artistul care nu are decât o singură calitate, tinerețea. Da. Dacă o are numai pe asta, atunci e în mare pericol în viață, zic. Și pentru că acum ceva minute vorbeam despre vârstă, eu fac parte din situație, nu chiar doamna aia care juca ping-pong, dar pe aproape. Și zic așa, eu mă străduiesc ca în fiecare an să fac un CD de ăla. Altceva ce pot să fac? Prin altceva e unul pot... care nu are vârstă, domnule. Cine ai bătut? Eu n-am ce să fac ca să pot fi egal cu cei tineri. Pentru că sigur, cei tineri te judecă. Acum toată lumea zice, vai pensionari, iar nimeni nu are grijă de ei. Da, da. Asta, toată lumea se folosește de subiectul ăsta pentru ca să-și rezolve altele. Dom'le, dar chestia cu pensionarii e îngrozitoare. Eu cred că una dintre cele mai teribile nedreptăți posibile în lume făcută în România e la adresa pensionarilor. Se acreditează ideea că ei sunt piatra de moară, cărați în spate, subvenționați, turnii. Grași. Este de o nedreptate îngrozitoare. Da, oameni care au muncit o viață întreagă și au plătit luatele respective. Și au dat niște bani, da, pe care i-a strâns statul și i-a folosit. Exact. Și care acum nu-i mai întorc către omul proprietar al banilor. Și eu am și am auzit pe la televizor, pe undeva, o chestie care dărâmă orice ciuntire a pensiilor. Că marile instanțe judecătorești ale Europei au declarat prin sentință următorul lucru. Pensia este o proprietate, este o avere, precum pământul, casa, nu știu ce. Și dacă eu iei sau iei o bucată, se numește expropriere. Expropierea având la bază două lucruri. Acceptul, că vrei sau nu vrei să fie expropriat, că e proprietatea ta, și doi, despăgubirea. Păi atunci cum umblă la pensia ta care e o proprietate? Și asta dărâmă tot. Dar vreau să-ți propun pentru o viitoare emisiune, Vlad, să analizezi filmele după romane. Și uite o chestie tulburătoare, ecranizări. O chestie tulburătoare pe care am... apropo de dragostea, care probabil că e cel mai inexplicabil sentiment omenesc, dragostea este greu de pus în niște formule, greu de anticipat, reacții ciudate în dragoste. Eram înnebunit după romanul Climate și după filmul Climate cu Marina Vladi, unde este ciudățenia amorului bărbatului inexplicabil. Moroa era pentru mine un teribil analist al sufletului omenesc. Ca să citesc și uitându-mă atent la data apariției romanului românesc, Accidentul de Mihail Sebastian, care este cam același lucru, să constat că a fost cu mulți ani înainte scris decât Climat. Să ne gândim la asta. Nu știu, coincidență, probabil că coincidență, dar asemănarea între labirinturile sufletești din Accidentul, romanul de iubire al lui Mihail Sebastian, da, și Climate de Moroa și de film e uluitoare. Aproape nu vine să crezi că este o coincidență. Dacă n-a fost o coincidență, să nu uităm că perioada interbelică era o perioadă în care cultura românească era racordată la spiritul european și că și europenii știau ce se întâmplă în România, nu numai românii ce se întâmplă în Europa, cum da, e și acum. Și atunci s-ar putea ca Moroa să-l fi citit pe Sebastian. Doamne, doamne, este o asemănare uluitoare, scrisă extraordinar, de un geniu. De un geniu s-a care... S-a inspirat el un pic așa. Un pic. Păi, apropo de Sebastian, ce teribilă forma a tristeții și aripilor tăiate ca imaginea aia a orășelului unde elevele de liceu aveau o singură visare și o singură distracție, să se ducă la gara
în care trenurile nu opreau. Ele visau și se distrau doar că fugea un tren 15 secunde prin fața peronului. Și ce concretizare a tristeții mai genială decât asta? A trecut și trenul emisiunii Filmul sau Viața încă o dată prin gara sufletului fiecăruia dintre telespectatorii săi. Cecilia Carage, Alexandru Jula și Florin Condurățeanu au fost pentru noi, dar încă nu s-a terminat chiar totul. Învingătorul ia tot, The Winner Takes It All, un videoclip superb și o melodie superbă a celor de la ABBA. Talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Dragii mei, v-am pregătit și astăzi multe, multe surprize. Alături de noi vor fi Antonio Passarelli, Monica Iagăr și Silviu Giriș. La Stele și Zuta? La Antena 2! It looks so amazing, it's driving me crazy, you're turning my senses upside down. În weekend, descoperă poveștile de viață ale celebrităților. Duminică, mi-e teamă de injecție. Află totul despre faimosul specialist în chirurgia obezității. N-am ținut o cură de stabilă niciodată. Domnul doctor Cătălin Copăescu. Pot să vă spun că în discotecă cred că am fost de două ori în viața mea. Am primit oferte, dar voi rămâne aici. Dincolo de aparențe cu Florentina Fântânaru, duminică, la Antena 2. Sunt spectaculoși. Mi s-a declarat decesul. V-a salvat CNN-ul. Fără a face spectacol din viața lor. Printre noi sunt minți strălucite. Ne-au stănat mansarda, n-au găsit nimic. România a uimit lumea de multe ori. Sunt interesanți. Scenariul merge și așa. Fără a fi interesați de imagini. Cazul de necaz pe care îl facem noi. În schimb, să avem răbdare. Lucrurile se vor schimba. Oh, da, asta este minunat. Sunt vedete veritabile. Mi-ar plăcea să fiu. În domeniile în care au făcut performanță. Va fi o mare reușită acest roman. Delia Budeanu. Problema noastră e sistemul. Nu cred că dialogul este important în democrație. Îți prezintă... E superb finalul. Oamenii timpului nostru. Sâmbătă seara de la 8 la Antena 2. Upgradează-te cu știri de ultimă oră. Intre pe www.antena2.tv. Motorul de căutare în arhiva de talk show pornește de la primul cuvânt cheie. Mondel, vedete, programul zilei.
Fă un test drive printre cele mai bune emisiuni și comentează-le pe forum. Află tot, spune tot pe Antena 2.tv.